Maratonul de constituire a noilor structuri din administrația publică, rezultate după alegerile locale din 27 septembrie, a început cu constituirea Consiliului Județean Galați. În prezența prefectului Eugen Hristache, noi consilieri județeni au jurat cu mâna pe Biblie și pe Constituție că vor apăra interesele gălățenilor. Am speranța că dumneavoastră, prin pricepere și profesionalism, veți face tot ceea ce este nevoie pentru a aduce un plus valoare gălățenilor și județului, mai ales prin finalizarea tuturor obiectivelor pe care vi le-ați propus. Primul care a depus jurământul a fost chiar președintele CJ Galați, Costel Fotea, care a câștigat al doilea mandat în fruntea Consiliului Județean. Depun în fața Consiliului Județean Galați următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Galați. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Noua structură a CJ Galați va fi formată din 17 consilieri județeni PSD, 12 consilieri PNL, 3 PMP și 2 aleși din partea ALDE. Alianța USR Plus nu a reușit să treacă pragul electoral. Formalitățile de constituire au fost accelerate pentru ca noile structuri ale CJ Galați să poată răspunde cât mai rapid provocărilor ridicate de criza coronavirusului. Dacă nu constituim Consiliul Județean cât mai repede, nu putem să facem alocări bugetare nici către spitale, nici către comună, nici către OAT-uri, iar prioritatea numărul unu a noastră este sănătatea și siguranța cetățenilor și a gălățenilor, pentru că această situație de pandemie, din păcate, există și, din păcate, spun cu riscul de a mă repeta, că de la o zi la alta crește numărul de cazuri. În cursul săptămânii viitoare va avea loc ședința CJ Galați, în cadrul căreia vor fi desemnați cei doi vicepreședinți și vor fi formate comisiile de specialitate. După această etapă, forul județean își va intra pe deplin în atribuții.